avem cam 6 decenii diferență între cel mai tânăr și cel mai vârstnic reprezentant din această seară. Toți au dorit să fie alături de Petre în această seară. Ea vine din județul Dâmbovița, vedeți ce important sunt părinții. Părinții au înțeles că are talent și au adus-o în București și n-a fost ușor. A urmat aici pianul, cantul, iar la 16 ani, acum vreo 2 ani, a impresionat la cunoscută emisiune Vedeta Populară de la Televiziunea Română cu o nunească formidabilă. Mi-aduc aminte, Grigore Leșe chiar a fost absolut fermecat de evoluția ei. Acum spuneam, are 18 ani, cântă frumos, o voce minunată și mă gândesc că dacă Petre ar fi fost aici, ar fi mângâiat-o pe creștet și ar fi spus: puișor, cu mândru nume, Marina Roșu! Mulțumesc!